Vă mulțumim că ați venit la evenimentul nostru de astăzi, într-o perioadă destul de încărcată cu diverse evenimente pe arena politică a Republicii Moldova. Astăzi avem prezentarea celui de-al treilea raport privind monitorizarea achizițiilor publice. Este vorba de un raport în cadrul proiectului Banii publici sunt și banii mei, care este finanțat de Uniunea Europeană și de National Endowment for Democracy. Văd câteva fețe noi astăzi pe care nu i-am întâlnit la celelalte prezentări și de asta voi face o scurtă, dar foarte scurtă, prezentare a proiectului, după care voi prezenta nemijlocit datele sau constatările monitorizării. Proiectul Banii publici sunt și banii mei a început acum un an și jumătate, de fapt, în 2015, în aprilie, și se va desfășura până în aprilie 2017. Este un parteneriat dintre Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Centrul de Investigații Jurnalistice. Deci, proiectul își propune să monitorizeze achizițiile publice în cadrul a 30 de autorități contractante din țară, dintre care 10 sunt de nivel, spunem așa, central, deci cele care sunt localizate în Chișinău, și 20 sunt în teritoriu, iar cele 20 din teritoriu sunt, de fapt, monitorizate de partenerii noștri care au primit granturi mici pentru monitorizarea achizițiilor publice. Este vorba de 10 organizații neguvernamentale și vă salut astăzi aici. Ne bucurăm să vă vedem. Deci asta este partea cu monitorizarea propriu-zisă a achizițiilor. O altă latură a proiectului este desfășurarea investigațiilor jurnalistice, care este efectuată de Centrul de Investigații Jurnalistice. Ei fac aceste investigații și în mod independent, dar și bazându-se pe datele care sunt prezentate de colegii noștri din teritoriu sau de echipa AGER din Chișinău, datele care sunt constatate în cadrul, deci depistate în cadrul monitorizării. Acesta de astăzi este cel de-al treilea raport privind monitorizarea achizițiilor publice. Am observat că cu cât ne aprofundăm în tematica achizițiilor, cu atât constatările pe care le găsim sunt mai interesante și mai interesante. Și ne este și nouă un lucru cu atât mai interesant și sper că și cei care citesc aceste produse, rapoartele noastre, le găsesc utile. Și speranța noastră este ca aceste produse să nu fie doar rapoarte de monitorizare de dragul monitorizării, ci să fie acele produse care vor contribui la o schimbare. La lansarea unor discuții mai frecvente în public despre achizițiile publice, la amendarea legislației acolo unde este nevoie, la schimbarea practicilor la fel, și la activizarea în general a societății civile, a cetățenilor, pentru supravegherea utilizării banilor publici. Perioada de monitorizare, care este deci luna mai-septembrie 2016, a fost marcată de o activitate intensă de implementare a noului cadru legislativ cu privire la achiziții. Deci din 1 mai a intrat în vigoare noua lege privind achizițiile publice și totodată și o anumită activitate privind deja amendarea noii legi și voi explica despre ce este vorba. Pentru început, aș vrea să menționez faptul că în primăvara acestui an Ministerul Finanțelor a inițiat revizuirea sau amendarea noii legi cu privire la achizițiile publice, în special în aspectele ce țin de organizarea și funcționarea Agenției de Soluționare a Contestațiilor, însă, în afară de aceste prevederi, mai era o prevedere esențialmente importantă pentru noi, care se referea la faptul că dările de seamă privind achizițiile, să devină documente publice, care să pot fi accesate de orice cetățean interesat. Acest proiect de lege a fost trecut în Parlament în lectură finală la 23 septembrie. Din păcate, deocamdată, noi nu avem acces la versiunea finală a legii, deci în varianta în care a fost adoptată. Sperăm că acea prevedere care vorbește despre publicitatea dării de seamă a rămas în această lege, cel puțin în varianta în care a fost promovată și aprobată la guvern,
Deși ținem să menționăm că pentru noi, ca și societatea civilă, nu este întotdeauna de ajuns să avem acces la dările de seamă, doar, ci uneori la contracte de achiziții, la ofertele agenților economici, cu excepția segmentelor care țin de informații confidențială. Vă dau un simplu exemplu. Suntem în litigiu de un an de zile cu Calea Ferată. Am solicitat de la ei informația privind un contract ce ține de instalarea barierelor automatizate de unde se intersectează Calea Ferată cu drumul rutier. Acest contract, de fapt, a expirat în noiembrie 2015, deci era un contract de un an și are o valoare de 60 de milioane de lei. Este vorba de 20 de intersecții de genul ăsta. Deci, nu ne-a oferit acces la datele cu privire la acest contract, nici măcar la lista acelor intersecții, că nici mai mult n-am solicitat decât să vedem lista acelor intersecții ca să putem verifica la fața locului ce s-a făcut și ce nu s-a făcut. Și ne-am trezit într-un litigiu cu Calea Ferată pentru a obține acces la informații. Deci ăsta este un exemplu în care, clar, accesul la datele din darea de seamă nu sunt suficiente, deoarece în darea de seamă noi nu o să putem vedea acele 20 de intersecții. Ele nu sunt. Dar asta este doar un exemplu. Faptul că darea de seamă va deveni, sper că va deveni un document cu accesibilitate deschisă, este deja un pas înainte. Și ne bucurăm pentru asta, continuăm munca în promovarea unor schimbări mai profunde. În rest, în perioada monitorizată, am observat anumite, nu știu dacă sunt carențe, dar să spunem așa, niște domenii problematice a legislației recent adoptate, pe care, cu ochiul liber, în momentul în care am venit și noi cu propuneri la proiectele de lege, nu le-am observat. Și anumite chestii le poți observa doar când faci lucru în practică, deci când faci lucru în teren, observi. Unul dintre acestea este, de exemplu, faptul că legea nouă permite reprezentanților societății civile să participe în grupul de lucru pentru achiziții. Este un lucru pe care l-am salutat cu tot din adinsul. Însă, pe parcursul monitorizării, am observat că o prevedere a hotărârii de guvern 667, care se referă la activitatea grupului de lucru, lasă loc de interpretări. Este vorba de punctul 6, care spune, deci se referă la cererea care o depun membrii societății civile pentru a putea participa la grupul de lucru. Cererea prevăzută la punctul 5 va cuprinde cel puțin denumirea organizației, numele și prenumele reprezentantului acestuia, copia de pe documentul ce confirmă împuternicirile, numele și prenumele persoanei fizice, adresa juridică și poștală sau de la domiciliu, datele de contact, inclusiv adresa de lucru. Ori acest cel puțin care este prevăzut de acest punct 6 s-a demonstrat a fi un instrument periculos în mâinile responsabililor din cadrul instituțiilor și ei pot juca dacă includ sau nu includ. Deci eu nu o să intru în detalii, dar avem colegul de la Colonița, Valeriu Ciorbă, care o să vă povestească despre cazul lui. În acest sens. Și o să înțelegi de ce acest punct 6 și cu sintagma cel puțin este oarecum riscant, sau să spunem așa, poate crea piedici în participarea noastră în cadrul grupului de lucru. Pe de altă parte, legea nouă are un articol 74, care este de altfel unul foarte binevenit, se referă la evitarea conflictului de interese. Însă aliniatul 2 acestui articol prevede următoarele. Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Ei, acum, această sintagmă numai în cazul în care nu, deci, puncte, nu este în măsură să distorsioneze concurența, poate fi interpretată discreționar. Cine interpretează? Cum interpretează? Cine dă verdictul? Poate distorsiona concurența sau nu poate distorsiona concurența? Deci suntem de părere că persoana sau compania care a elaborat documentația de atribuire nu trebuie să participe la achiziție. Și o situație de conflict de interes de genul ăsta a fost sesizată de observatorii noștri la Bălți,
unde o angajată întreprinderii municipale Direcția Reparației și Construcții Drumuri Bălți elaborează toată documentația tehnică pentru concursurile primăriei de achiziții publice pentru reparația drumurilor. Și tot această direcție ulterior implementează contractele. Sunt sigură că asemenea situații pot fi multiple. Este doar un caz care a fost semnalat. În ceea ce ține de transparența și planificarea achizițiilor publice, am continuat să monitorizăm activitatea autorităților contractante care sunt în vizorul nostru, în elaborarea și publicarea planurilor de achiziții. Din păcate, nu am observat mare progres în acest sens. Din cele 20 de autorități la nivel local, 13 au planul de achiziții pentru 2016 și doar 8 dintre ele l-au publicat pe pagina web. Dar la nivel central din 10, doar 5 au publicat pentru 2016, comparativ cu 6 în 2016. Deci, de fapt, suntem în regres față de anul precedent, dar răspunsul pe care l-am primit de la unele autorități la întrebare de ce nu-l publicați sau de ce nu-l elaborați a fost: nu am avut aprobat bugetul, adevărat, bugetul național a fost aprobat în vară, și dacă nu avem buget, nu avem ce planifica la achiziții, dar totuși achiziții s-au desfășurat. Întrebarea noastră este: dacă faceți achiziții, nu este normal să cumva să le planificați? Deci, e adevărat că achiziții s-au făcut mult mai puține comparativ cu alte perioade din cauza austerității bugetare. Și totuși, credem că ar fi cazul să fie planificate și acele puține achiziții care s-au făcut. Am observat totodată că, din păcate, autoritățile la care anul trecut sau perioadele precedente am insistat să publice planul de achiziții, atunci ne-au urmat sfatul și l-au publicat și acum am găsit aceeași situații ca și anul trecut. Deci trebuie iar să telefonăm și iar, deci nu a fost o lecție învățată oarecum. A fost, deci trebuie să o luăm de la capăt. Și acum întrebarea noastră este: noi avem 30 de autorități monitorizate, iar le sunt mii. Noi nu putem. Deci trebuie să fie găsit cumva un mecanism care să permită verificarea. Deci dacă își respectă acest angajament sau nu, mai ales în contextul noii legi care prevede că autoritățile contractante vor publica și rapoarte de monitorizare a efectuării, deci a îndeplinirii achizițiilor. Da? Și atunci aceste ambele rapoarte sunt foarte, deci ambele documente, unul este plan și altul raport, foarte importante. Trebuie să existe un mecanism care permite ca acestea să fie efectiv realizate. În ceea ce ține de desfășurarea procedurilor de achiziții, am observat în principiu aceeași tendință sau aceleași momente pe care le-am observat în perioada precedentă de neglijență față de ținerea dosarelor, deci de menținerea ordinii a documentelor de licitație, completarea în alb anumitor documente, semnarea procesului verbal de către persoane care nu au participat la ședințe de deschidere, deci el nu a fost fizic, dar el a semnat că a participat. Deci lucruri mărunte care contează, care ne dau de înțeles, deci, despre seriozitatea cu care grupul de lucru, atitudinea lor serioasă sau neserioasă față de procesul de achiziții. Adesea contractele de achiziții conțin informații incomplete. Uneori nici informațiile referitoare la termenul de execuție a lucrărilor nu este introdus. De asemenea, capacitatea redusă a grupului de lucru este, deci, clar, o problemă cam în toate, deci cel puțin la nivel local, este cam în toate autoritățile monitorizate. Caietul de sarcini nu specifică toate lucrările care necesită a fi efectuate sau le menționează incomplet. Astfel, rezultă o modificare ulterioară a contractului sau neîndeplinirea calitativă a lucrărilor sau renunțarea agentului economic. De exemplu, la Spitalul Raional Orhei, o lucrare, deci o procedură a fost desfășurată de 6 ori în decurs de 2 ani. Este clar. Și același lucru, apropo, s-a întâmplat și la Consiliul Raional Ialoveni. Un concurs care este repetat de 7 ori, după ce prima dată a fost încheiat contractul cu agentul economic care a renunțat la el.
Deci prima dată a fost încheiat contractul, agentul economic și-a dat seama că volumul de lucru care, deci la fața locului, nu corespunde cu ceea ce este scris în caietul de sarcini și ulterior autoritatea contractantă a desfășurat acest concurs încă de 6 ore. Deci trebuie să-și dea seama că e o problemă undeva, agentul economic renunță, de 6 ori, sau hai să spunem, după 2-3 concursuri, nu sunt agenți economici care sunt, deci care se aplice. Cazuri de conflict de interes, în afară de cel menționat de la Bălți, de exemplu, s-au mai întâlnit și în altă parte, la Telenești, de exemplu. Două contracte de mică valoare sunt încheiate între Direcția Educație și Întreprindere Individuală Furculiță Ecaterina, iar doamna Ecaterina Furculiță este și vicepreședintele raionului. Din punct de vedere legal, acesta nu este un conflict de interes clasic, deoarece doamna respectivă nu este membra grupului de lucru. Însă întrebarea este în ce măsură ea, fiind vicepreședinte raionului, poate sau nu influența deciziile grupului de lucru. Și asemenea, situații sunt frecvente unde primarul, de exemplu, sau întreprinderea soției primarului livrează anumite servicii, prestează anumite servicii sau livrează anumite bunuri primăriei, etc. Am avut și surprize plăcute, de exemplu, la Bălți, unde direcția de învățământ este monitorizată de către organizația parteneră. Ei au observat că este un al doilea contract, a doua achiziție lansată pentru liceul Mihai Eminescu. O achiziție foarte similară, deci era vorba de reparații la o altă parte a clădirii. Și întrebarea a fost de ce nu a fost aceeași achiziție, dacă este vorba de utilizare. Și au contactat direcția de învățământ, după care observatorul nostru a fost contactat de către liceul, deci directorul liceului Mihai Eminescu, și a fost invitat la fața locului să-i explice de ce de fapt au nevoie de contractul ăsta adițional, că le-au zis că direcția de învățământ nu vrea să le accepte a doua achiziție, deoarece sunt monitorizați în cadrul proiectului, banii publici sunt și banii mei. Deci, este totuși un semn bun faptul că știu că sunt monitorizați și le pasă. Este bine că cuiva, cel puțin anumite autorități, le pasă că sunt monitorizați. În concluzie, aș vrea să mă refer la câteva recomandări, pentru ca ulterior să le dau cuvântul colegilor noștri care vin cu exemple din teritoriu. De ordin legislativ sau normativ, considerăm că Parlamentul Republicii Moldova trebuie să modifice legea 131 și anume articolul 74 liniatul 2, care se referă la acea situație de, deci, conflict de interese la care ne-am referit, da? Participarea persoanei care elaborează documentația tehnică ca și ofertant sau ofertant asociat. Ministerul Finanțelor să inițieze modificarea hotărârii de guvern 667 pentru a elimina acea sintagmă cel puțin, care se referă la documentele pe care trebuie să le prezinte societatea civilă când solicită să fie inclus în grupul de lucru și să prevadă un minim necesar de documente, pentru ca acesta să nu îngreuneze oarecum participarea organizațiilor la procedurile de achiziții. Totodată aici ar fi bine să fie o clarificare cumva dacă pot sau nu organizațiile societății civile să înainteze 2 candidați din partea lor într-un grup de lucru. Uneori se întâmplă că și noi avem agenda încărcată și nu poate participa cineva din organizație și ar putea să meargă al doilea. Deci 2 persoane care sunt desemnate concomitent în cadrul grupului de lucru, nu neapărat să vină ambele odată. Poate fi vorba de substituție, dar deși regulamentul nu interzice acest lucru, nici legea parcă, dar Agenția Medicamentului ne-a spus că nu este permis ca 2 persoane din partea aceleiași organizații să participe la grupul de lucru. Deci, înțelegem că nu toate detaliile pot fi descrise în lege și în actele subordonate legii, fiindcă așa ajungem la un nesfârșit de reglementări, o supra-reglementare. Și știm că este vorba de bunăvoința autorităților, de a interpreta normele în favoarea sau, din păcate, uneori în defavoarea noastră. Dar aș zice că ar fi poate cazul să ne gândim la o soluție în acest sens, deci pentru ambele aceste prevederi ale acestei hotărâri de guvern. Deci, ceea ce ține de mecanismele de supraveghere a
publicării planurilor de achiziții și a rapoartelor de monitorizare a achizițiilor. Este o recomandare care se menține deja din raport în raport. Și de ordin funcțional, recomandările în principiu sunt aceleași ca și în raportul precedent, dar nu știu în ce măsură ele vor mai fi valabile, o bună parte din ele, deoarece nu avem acces la varianta finală care a fost aprobată de Parlament, deci de modificarea legii 131, deoarece unul din amendamentele propuse la această lege, la acest proiect de modificare, viza competențele agenției. Și era vorba ca competențele agenției să fie, deci din competențele de control ex-ante, să fie eliminate, nu știu, totalmente sau o bună parte. Vedem reprezentanții agenției achiziții publice sunt aici, poate ne clarifică aceste aspecte. Acestea fiind spuse, aș vrea să-i rog pe domnul Mihai Gandrabura și domnul Valeriu Ciorbă să ne dea detalii vis-a-vis de cazurile pe care le-au întâmpinat, ca să fie așa mai exemplificativ. Da, puteți să luați aici. Hai, știți ce? Nu știți să-și vorbiți. Dar mai ales microfonul aici. Deci totul a început când am văzut licitația câștigată, adică împărțit în 6 blocuri. Cel mai stran că 2 blocuri și cel mai costisitoare a fost câștigată de către firma Genis. Respectiv, deci s-a mers la analizarea contractelor și a dosarelor. Deci încă un moment important, deci un alt bloc deci este câștigat de către o întreprindere individuală. Deci, din start mi-a apărut întrebarea cum ar fi posibil o întreprindere individuală să se ocupe de reparația drumurilor. Deci, următorul pas a fost analiza caietului de sarcini. Respectiv, deci, caietul de sarcini gen pentru toate lucrările de drumuri în caz dat este făcut foarte superficial. De exemplu, iată la poziția 2, deci stradă de fundație, nu este indicat, de exemplu, dimensiune 10 cm, 15 cm, deci lucrul ăsta se face intenționat pentru deși a camufla careva cheltuieli și respectiv pentru a face careva lucrări dubioase. Deși este vorba de drumul spre biserică, satul Ciocălteni, deși este intrarea în sat și respectiv deși iată de aici începe drumul spre biserică, care pseudo a fost pe acte reparat. Altă imagine, iar tot din momentul dat. Locuitorii spun că ei practic nici nu au auzit de așa ceva. Ce sunt de reparații? Iată, același lucru, ce se vede foarte bine că poate a mers firma contractantă, nu știu, a aruncat niște pietriș acolo, pur și simplu numai așa, dar nici de cum nu se observă că ăsta e drum reparat. Mai departe, ce este vorba de plombarea gropilor. Iar și un subiect foarte dureros pentru autoritățile noastre. Ce aici sunt, deci imaginea nu este chiar mare, dar iată avem aici. Deci iată plătim însă, deși vorbe satul Prăvceni, lucrările plombate. În localitate, poftim, deci iată situația reală și practic, toată localitatea așa, deci eu am mers personal, deci am făcut personal post, deci nu am găsit practic nici o groapă să fie plombată, deși banii au fost alocați. Ceea ce se vede și poate dumneavoastră observ, dar asta e vorba de plombarea câțiva ani în urmă, 2-3 ani, deci nici de cum nu este plombare recentă. Aceeași situație recentă deci este în satul Mitoc, iar și unul chei, deci același lucru, situația cu găurile. Plombarea care se vede și iarăși e plombarea de câțiva ani în urmă, nu este plombare recentă. Mai departe, deci localitatea Biești, deci spațiul de acțiune a întreprinderii individuale, Bieșete Nicolae, aici în genere e foarte frumos. Putem ceată, ce sunt imaginele. Mai departe, deci ceea ce mi-a atras atenție când am analizat procesul verbal de analiza ofertelor. Dacă se observă, deci eu am atras atenția la un moment. Procesul verbal a fost completat din start până la procedură.
Deci se observă foarte bine cercurile încercuite. Mai întâi au fost plasate toate semnele plus, ca mai târziu să se mai adauge și ceva, adică de unde apără necesitatea. La Consiliul Regional a mai fost încă din iarnă o achiziție problematică cu amenajarea scoarului, unde dosarul nu mi-a fost prezentat, că a fost luat de CNA și tot așa, adică am fost amânat. Bănuiesc că, respectiv, când au fost cei la CNA, deși i-au pus în gardă chestia asta, și, respectiv, deci pentru careva motivație, ceea ce se vede anume, deși iată la Genesis, am mai adăugat câteva poziții, că nu sunt. E vorba de subantreprenorial. Inițial era semn plus, că mai poți dispară. E vorba de informații privind asocierea, iar ce este semnul plus în mijloc, ca deasupra să fie scris nu se și mai jos atest. Același lucru și, ca, și la Beșete Nicolae, deși întreprinde individual. În alt moment foarte important, deci, după părerea mea, este un fals în acte. De ce? Fiindcă la procedura de, la licitația dată a drumurilor, după declarație de conflict de interes și imparțialitate, declarația este pe nume domnul Cocârlă Ion, șeful construcțiilor de raion, dar la semnătură, deci se vede că ei inițial pe jur au pus semnătura dumnealui, când a venit cei de anticorupție cu dosarul cel să verifice cu scoarul, deci pe jur a adăugat cuvântul înlocuit. Și îmi pun întrebarea, oare asta nu este un fals în act? Deci apar foarte mulți semni de întrebare legat cu momentele date. Păi iată asta e, deci cine l-a înlocuit pe dinelui? Sau a înlocuit, sau cine l-a înlocuit? Iată asta e bună întrebare. Chiar și respectiv alte imagini în teritoriu, ce ține de spațiu de acțiune a întreprinderii individuale Beșete Nicolae. Deci de fapt am constatat că practic dumnealor n-au făcut absolut nimic în realitate. Bani. Păi și normal că banii au fost transferați. Haideți eu să completez puțin acest caz. Atunci când domnul Gandrăbura ne-a semnalat această situație, noi am mers la raionul Orhei și am vizitat câteva localități. Pentru reparația drumurilor din Orhei, drumurilor locale din Orhei, autoritățile au alocat în anul curent 6 milioane de lei. Câte ceva v-a spus deja domnul Mihai, eu spun alte detalii pe care noi le-am descoperit. Curios este că majoritatea acestor bani au nimerit totuși și au fost partajați pe criterii de partid, au ajuns în primăriile conduse de primari din Partidul Democrat, orși președintele raionului tot este din membru la acestui partid și a fost ales în funcție anume de aceste trei partide care apar în aceste imagini, mai puțin pe LDM, care a primit și mai puțin bani pentru reparația drumurilor locale. Curios este că, în pofida faptului că lucrările s-au făcut așa cum a spus domnul Gandrăbura, majoritatea primarilor totuși nu au pretenții la calitatea lucrărilor. S-au găsit doi sau trei care au zis că da, s-au făcut lucrările de mântuială și noi cu suma asta am fi putut face lucrări mult mai bune, da? Ceilalți au zis că nu au nicio problemă, deși problemele se văd cu ochiul liber. Într-un caz, de exemplu, pentru că tehnica de la firma Beșete Nicolae nu a putut avea acces la drumul pe care trebuia să-l repare, ei au decis așa cumva de capul lor să repare un alt drum din localitate. În altă situație, într-un alt sat, le-au rămas o cantitate de asfalt și au decis să ducă să repare un drum din localitatea vecină. Dar lor, în schimb, le-au reparat o bucată din localitate, dintr-un drum de localitate. Deci sunt niște lucruri care nu au fost cumva reglementate, nu le-au documentat nimeni, dar primarii ne-au spus că ele au avut loc. Pe de altă parte, de toate aceste contracte s-au ocupat Consiliul Raional, primarii de multe ori nici n-au știut despre ce sume este vorba. Când am mers și am întrebat, știți câți bani s-au alocat în localitatea dumneavoastră? Unii ne-au spus că nici nu cunoșteau și că nu, cumva n-au fost implicați în verificarea calității lucrărilor și că dacă ar fi fost, după părerea lor, sau ar fi decis, ei nu ar fi semnat poate niciodată actul de recepție finală a lucrărilor.
Curios este faptul că una dintre aceste firme, întreprinderea individuală Peșete Nicolae, are tangențe cu acest domn Cocârlă de la Consiliul Raional. Ei sunt împreună fondatori a unei alte firme și deci apar aici deja alte scheme și alte interese. Ceea ce am aflat de la domnul Cocârlă este că în luna noiembrie ei preconizează să organizeze încă o licitație ca să mai repare niște drumuri, nu știu când le vor repara, probabil până la sfârșitul anului, dar deja am intrat în sezonul rece când nu prea sunt recomandate reparațiile de drumuri. Explicația lor a fost că le-au mai rămas niște bani și trebuie să îi valorifice până la sfârșitul anului. Păi invităm să vedeți. Acum guvernul a alocat 1 miliard de lei pentru drumuri. În prag de iarnă. Da, iată un alt subiect care trebuie urmărit inclusiv de presă. Da. E una și campania electorală, evident, da. Trebuie de finanțat campania electorală. Da, drumurile arată deplorabil. Unele dintre drumurile care au fost acum reparate, au fost reparate exact de aceleași firme cu 2-3 ani în urmă, deci calitatea lucrărilor vorbește de la sine. Asta am vrut să completez la ce a spus și colegul de la Orhei. Da. Mersi tare mult, domn Mihai, și mersi tare mult, Natalia. Este un caz foarte interesant, dar, din păcate, eu sunt oarecum convinsă că asta este doar unul din multele pe care noi, din păcate, nu putem să le observăm pe toate. Da. Aș vrea să-l rog pe Valeriu Ciorbă să ne povestească despre experiența lui cu includerea și neincluderea în grupul de lucru, fiindcă exemplifică cele relatate de mine mai devreme în raport, după care discutăm mai în detaliu despre investigațiile jurnalistice. Valeriu, cum te simți mai bine? Aici, acolo, cum... Aici sunt microfoanele, poți să vii aici, da, okay. Și camerele sunt, da. Bună ziua la toată lumea, Colonița, multă lume a auzit despre ea, avem câteva persoane care ne duc faima. Pe scurt o să vă povestesc despre primăria Colonița și cum activează ea și cum vedem noi. De vreo un an și-a făcut pagină web. Are rubrica achiziții publice, care e absolut goală. Planul de achiziții la insistența noastră pentru anul 2016 l-a elaborat, are 4 puncte sau 5, iarăși nu-i plasat pagina web. Adică din activitatea de achiziții publice, practic nu-i nimic plasat pe pagina web a primăriei Colonița. Un alt aspect. În anul 2015, prin primăria Colonița, au trecut circa 15 milioane de lei. E o localitate cu 4.000 de locuitori, au făcut concursuri de achiziții publice de 15 milioane de lei. Ei zic că e tot ok, noi avem careva dubii, care le-am expus într-o masă rotundă organizată în luna aprilie, anul curent. Rapoartele care sunt menționează că 15-20% din suma achizițiilor este atcat. Din 15 milioane până la 3 milioane de lei sunt atcaturi, care real sub ochii noștri se învârtesc. Cei din primăria Colonița total refuză să recunoască chestia asta. Noi am ridicat semne de întrebare și, din păcate, semnele noastre de întrebare se confirmă pas cu pas prin acțiunile primăriei Colonița. Deci avem legea nouă din mai anul curent. Bucuroși ne-am implicat în... am cerut să fim incluși în grupurile de lucru achiziții. Prima cerere am depus-o pe formular făcut de noi, care conținea toate prevederile menționate în articolul 6. Adresă, chestii. Prima cerere ne-au acceptat-o. Am participat la ședința deschiderii, filmăm ședințele, material, am cerut acces la materialele depuse, sub diferite pretexte ni s-a refuzat accesul, vin mâine, poi mâine înainte de ședința grupului de lucru, era vorba de o achiziție de sub 1,5 milioane, iarăși minimul legal pentru că cererea ofertelor de prețuri, să nu sară pe licitație publică. Am văzut că suntem duși de nas, am formulat o opinie separată, expus pe 2 pagini, care diplomatic le-am expus în cadrul ședinței la care am fost prezent, încercau să mi se aducă mii de argumente, cu uite documentele, examinează-le rapid și dă-te cu părerea, sorry, dar eu, cu toată pregătirea mea, nu pot să evaluez un dosar de 1,5 milioane în 10 minute să văd dacă e tot ok sau nu ok. Știm că toate dosarele respective sunt pregătite din timp, cu toate virgulile și punctele puse, tehnic nu ai de ce legat de astfel de dosare, dar în practică sunt înțelegeri din timp și de sub masă.
Nu știm ce a urmat mai departe cu dosarul respectiv. Din păcate, comunicarea noastră cu primăria Coloniță e cam îngreunată, dar pagina web achizițiilor publice, la documente în curs de examinare, nu dă nicio informație. A fost acceptat dosarul, nu a fost acceptat, scrie doar careva documente de intrare, fără menționa achiziția publică și doar cine le examinează. Nu-i precizat dacă are o finalitate dosarul respectiv sau nu. Ok, mergem mai departe. A doua achiziție publică, iarăși, metoda clasică, sub 1,5 milioane, doar 3 ofertanți, care tare prietenos discutau la o țigară și înainte și după achiziția publică. Noi am depus iarăși cereri cu minimul necesar cerut de lege. A fost o situație foarte dubioasă în care a scos în evidență tupeul și aroganța totală celor din primăria Coloniță și a membrilor grupului de lucru. Imediat cum am depus cererea în aceeași zi sau următoare, a fost contactat telefonic președintele organizației obștești pe care o reprezint, cerându-se diferite documente, în raport toate chestiile sunt menționate, cerându-se până și contractul meu ca persoană fizică cu asociația obștească, statutul asociației obștești, niște chestii din astea care deja au trecut limita de glumă sau de simplă intenție. În ziua imediat următoare, în adresa asociației obștești, a venit o scrisoare fără dată, fără semnătură, fără nimic, prin e-mail, în care se cerea prezența extrasului din registrul persoanelor juridice sau registrul asociațiilor obștești și copia statutului asociației obștești. În legea asta nu e scris. Mai jos, documentele enunțate sunt solicitate pentru asigurarea corespunderii cererii cerințelor punctului 6 a regulamentului 667. Sorry, băieți, dar noi v-am dat cererea care întrunește toate condițiile legale. Ori acceptați, ori nu acceptați. S-au făcut tot felul de mișmașuri, chestii din astea, ca într-un final noi să nu fim incluși în grupul de lucru. Nu a fost emisă dispoziție de către primar. Noi am participat la deschidere, am filmat chestia asta, dar acces la materiale nu am avut și nici cererea noastră nu a fost respinsă. Iarăși, după ce a urmat, datorită colegilor de la Ager, a fost întocmită o adresare în adresa Agenției de Achiziții Publice, unde s-a expus detaliat situația respectivă. Care este finalitatea? Iarăși nu știm. Pagina web a achizițiilor nu este nicio informație care să confirme atribuirea sau respingerea contractului respectiv. Asta e. Ca concluzie, cum am spus la început, o primărie care valorifică 15 milioane de lei și gestionează atcaturi, iarăși presupunem, de până la 3 milioane de lei anual, lupta noastră ca ONG cu astfel de schemii este practic redusă la minim. Mai era o idee cu șmeu după aminte. Primăria Coloniță conștient și-a permis să încalce legea nouă, neacceptându-ne în grupul de lucru, asta doar e o etapă din tot procesul de lanțul de achiziții publice, executarea contractului, dări de seamă privind primirea lucrărilor, toată asta s-a pus cruce din start, blocându-ne accesul și iarăși ei acționând din capul lor cum doresc. Un alt exemplu de comunicare cu Primăria Coloniță. Am solicitat acces la alte informații, dispozițiile primarului și deciziile Consiliului Sătesc. Cererea am lăsat-o pe 16 mai 2015. În răspuns e scris data de 28 mai 2016, ca în scrisoarea care am primit-o să fie 27 octombrie. 5 luni de zile a trebuit scrisorii ca să vină din primărie până la mine acasă. Sorry, asta e situația. Și ca încheiere, iar vreau să dau un caz care vedem cum îl gestionăm. În buletinul achizițiilor publice din acum 84, din 1 noiembrie, Primăria Coloniță vrea să achiziționeze procedura 601/16 audiograder pentru serviciul de salubrizare din sat. Asta a aplicat la Fondul Ecologic Național. În septembrie au trecut concursul cu proiectul Modernizarea Serviciului de Salubrizare Viitor Curat, 1 milion de lei. Unul dintre consilieri, auzând discuțiile, a
plasat pe Facebook un sondaj ce ar dori locuitorii Coloniței să procure de 1,5 milioane. S-au expus 43 de persoane, o localitate de 4.000 de oameni, credem că cât de cât e reprezentativ. 79%, 80% au optat pentru o auto specială care să ia gunoiul cu lopată, cu mături, ca să fie multifuncțională. Necădând la acest lucru, primarul satului a anunțat intenții de licitație publică privind autograder. E o unitate care este puțin funcțională pentru o localitate. Presupunem noi că iarăși este o schemă de a spăla banii și de a procura un utilaj care, practic, el foarte puțin o să fie utilizat. Cum vor reacționa în astfel de situații, iarăși rămâne să vedem, dar ca concluzie sunt scheme bine puse la punct, sunt persoane concret implicate care nu țin cont, mă refer la primar și la funcționari din primărie dintr-o localitate mică, care merg și încalcă tot felul de prevederi legale, trec peste chestii morale ca într-o localitate să cunosc față în față cu locuitorii, doar pentru a justifica și a rula schemele lor care le-au puse la punct. Cum combatem chestia asta? Rămâne să discutăm. Este agenția care credem noi că ar trebui să ia o atitudine mai dură. Noi, ca societate civilă, anunțăm, vedem, strigăm și sperăm ca toate acțiunile noastre să nu rămână în aer. Mersi mult! Neapărat vrem să auzim și părerea Agenției Achiziții Publice pe anumite întrebări care au fost ridicate în cadrul prezentărilor recente, dar înainte, ca să finalizăm totuși partea așa mai formală a evenimentului de astăzi, o să-i dau cuvântul Corneliei Cozona, care o să prezinte pe scurt investigațiile cele mai interesante din cadrul acestei perioade. Bună ziua tuturor! Subiectul, tematica achizițiilor publice, iată, în timp de un an și ceva, de când noi lucrăm la investigații jurnalistice, s-a dovedit a fi extrem de interesantă și un domeniu în care este foarte și foarte mult de lucru. Noi constatăm acum, practic, dacă te apuci să dezghioci o achiziție publică bine, găsești încălcări, aproape la toate. Colegii mei din echipă, noi nu suntem foarte mulți, suntem puțini, acum sunt foarte încărcați cu subiecte legate de achizițiile publice. Pe măsură ce am publicat anumite investigații, primim foarte multe sesizări de la cetățeni despre diferite cazuri, despre cazuri similare din satele lor. Și constatăm, deci, constatarea noastră că aproape la fiecare achiziție, dar cu cât achiziția este mai mare, cu atât mai multe încălcări și interese găsim. Cel puțin interese și legături pentru banii publici găsim aproape în fiecare achiziție foarte mare, achiziții mari. De regulă, acolo unde se dau bani mari, concluzia noastră este că există interese, că banii mari și nu se dau întâmplător în anumite localități și așa cum ne-a vorbit tocmai Valeriu despre Colonița, știm cine reprezintă Colonița și respectiv putem face legături cu interesele anumitor lideri de partide. Nu zic asta întâmplător, pentru că dacă vă amintiți, anul trecut noi am realizat, de fapt 2 ani la rând, realizăm o investigație jurnalistică despre cum banii de la achiziții publice ajung în visteria partidelor politici prin așa numitele ad-cat-uri de care vorbea și Valeriu. Sigur că nu avem probe că ele sunt ad-cat-uri și că banii ăștia 10-20% au ajuns direct de la achizițiile publice în visteria partidelor, dar legătura noastră, și am prezentat-o de mai multe ori, era că agenții economici care obțin licitații publice la întreprinderile de stat, ulterior fac donații la partidele politice din care fac parte șefii instituțiilor respective sau din, la partidele care i-au promovat șefii instituțiilor respective.
O să vedeți investigația, am mai prezentat un cadru meselor rotunde ale noastre, dar revin la această investigație tocmai pentru că a vorbit Valeriu de atcaturi și pentru că anul acesta deja nu mai putem face astfel de investigații, pentru că autoritățile au avut grijă să îngrădească accesul la anumite informații care ne-ar permite să facem astfel de investigații și să găsim legătura între finanțările partidelor, banii publici și achizițiile publice. Dacă anul trecut am putut face această investigație și arăta cel puțin acest tablou și arăta o legătură, deja era de datoria organelor de drept să studieze mai departe, să cerceteze și să vină cu dovezi, n-au făcut-o, dar toată informația pe care am folosit-o noi la această investigație era din surse deschise, era din rapoartele partidelor politici depuse la CEC. Și deja din informația care este pe site-ul tender.gov.media despre achizițiile publice, alte resurse deschise privind agenții economici. Anul acesta, în rapoartele comisii, în rapoartele partidelor, deja Comisia Electorală hașurează locul de muncă a persoanelor. Deja noi nu mai știm de la care agent economic s-au făcut donațiile către un partid sau altul. Deja noi nu mai putem face legătura între achizițiile publice pe care le-a avut agentul economic respectiv și banii care au ajuns la partid și atcaturile care ar fi. Pentru că dacă o să vedeți din această investigație, și pentru că noi am calculat suma contractelor și donația. Și pentru fiecare om, dacă analizează aceste investigații, o să vadă că donația către partid este în limita de 10-20%. Ori în societate se vorbește că atâta este atcatul. Mai departe, v-am zis, trebuiau să ocupe organele de drept, n-au făcut-o. Noi am fi continuat și vrem să continuăm și am făcut solicitări și demersuri către Comisia Electorală Centrală ca să ne dea acces la rapoartele partidelor politici, ca să vedem locul de muncă a persoanelor care au donat. Ni s-a cerut un angajament de confidențialitate, că nu vom divulga datele personale. Am făcut acest angajament și ne-am angajat să verificăm. Doar dacă găsim încălcări, le scoatem la iveală. În rest, nu divulgăm datele personale și nici nu avem nicio interes să divulgăm niște date pentru care pentru noi nu au relevanță. Au relevanță doar acolo unde se încalcă și unde există interese legate de bani publici și acolo unde se încalcă legea. Până la 30 octombrie nu am avut acces la aceste date, deși am făcut și angajamentul. Eu repet aceste cazuri pentru că mi se par grave. Și observăm reacții, urmarea investigațiilor noastre, cum descoperim anumite lucruri, cum autoritățile, în loc să pună organele de drept pe aceste persoane, autorități care încalcă legea, care își fac interesele pe bani publici, utilizând banii publici sau poziția lor, imediat nu că se apucă organele de drept să studieze cazurile, dar invers, se încearcă împiedicarea accesului nostru la informații. Așa cum zicea, cazul lui Valeriu este extrem de relevant. Deci acolo unde există interes din partea societății civile și vrea să monitorizeze și de fapt să ajute autoritățile să facem cât mai transparent acest proces, la fel și noi jurnaliștii, noi nu facem investigațiile pentru noi personal, le facem la fel, pentru că există niște probleme, scoatem în evidență aceste probleme și încercăm să le punem pe tapet astfel încât că autoritățile să rezolve problemele, iar și ca mai departe să nu se întâmple aceste cazuri. Ori vedem din partea autorităților invers, o sumedenie de probleme care ne se creează nouă. Problemele, aproape la toate investigațiile am avut probleme, fie cu accesul la dosare de achiziție, fie cu accesul la alte informații. Noi trimitem zilnic cu zecile solicitări de informații către autorități și în foarte puține cazuri primim informația care este. Este adevărat că am primit de la unele autorități contractele întregi. Contracte făcute copii așa, foarte groase. Deci există deschidere în anumite cazuri. Există autorități care nu au ce ascunde și atunci când le solicităm informațiile ne le oferă. Cele mai multe însă nu sunt atât de deschise. Unii funcționari, chiar am remarcat, chiar se tem. Poate nu există o problemă în cazul achiziției respective, dar atunci când am venit noi să solicităm informația, deja încep să se teamă și încep să
cum zice, Olesia povestea anterior, că doar atunci când a dat mai multe întrebări, i s-a luat dosarul de mână, pentru că funcționarul s-a speriat când a văzut că întreabă mai multe. Deși era nemulțumit de achiziția care s-a întâmplat la calea ferată, e vorba de achiziția de la calea ferată. Deci el era nemulțumit pentru că achiziția asta a făcut-o predecesorul său și deja avea niște temeri că va avea probleme legate de această achiziție. Dar oricum s-a speriat atunci când a înțeles că informația poate ieși public. Există multe probleme. Investigațiile care noi le-am realizat în perioada respectivă sunt foarte multe și ziceam și anterior, cu cât scriem mai mult, cu atât avem mai multe cazuri, cu atât descoperim mai multe cazuri. Deja echipa noastră practic se sufocă, că avem foarte multe investigații începute și se lucrează la unele foarte mult și dificil, pentru că, cum am spus, informația nu este deschisă și trebuie să, în foarte multe cazuri, să cauți mult până găsești legăturile, până găsești legătura de interes în achiziția respectivă. Și cazuri sunt foarte multe. Una din investigații ține de achizițiile în sănătate. Colegii mei au investigat cine au câștigat în ultimii ani companiile care au obținut licitații în domeniul sănătății și am constatat foarte multe probleme. Cei care obțin câștig de cauză la licitații foarte bănoase sunt, de fapt, companiile care sunt cu probleme, companiile care și anul trecut au fost implicate în scandalul cu medicamentele, companii care au fost incluse în lista de interdicție a agenției pentru achiziții publice și care reușesc în timp în care eu aici trebuie să mă uit dacă licitațiile au câștigat în timp ce erau în lista de interdicție? Deci, în cazul unei companii, într-un timp foarte scurt, doar eu chiar o să mă uit, compania Dita Farm sau care a fost inclus în lista de interdicții și a stat doar 4 zile. Pentru că a acționat în judecată și timp de 2 zile a reușit să obțină 16 contracte de achiziții. 4 zile, pentru că 2 erau. Da, 4 zile, 2 erau weekend și în alte 2 zile, eu nu cunosc foarte multe detalii, deja investigația a fost făcută în timpul vierii, compania a reușit în general să scape și de o amendă pe care a impus-o Consiliul Concurenței, în general din câteva companii care fac achiziții în domeniul sănătății, doar una mi se pare că a plătit amenda impusă de Consiliul Concurenței, restul nu au plătit-o, e vorba de amenzi foarte mari în mărimi de la 1 milion în sus de lei, dar toate vedem că au achiziții în sănătate, deși au fost implicate în scandaluri. O altă investigație ține de un drum construit din bani publici până la firma ministrului transportului Iuri Chirinciuc. Este vorba de un drum mic în satul Floreni, raionul Ungheni, care leagă traseul Chișinău-Sculeni. Satul respectiv este foarte mic, oamenii de acolo practic nu au mașini, nu prea au transport, dar dacă mergi acolo, oamenii îți spun care este situația, că acolo este o firmă sunt refrigeratorele firmei care a fost constituită de Chirinciuc cândva, firma, și care el are acum 33% din această firmă, din câte au reușit să documenteze colegii mei. Firma, licitația respectivă, construcția drumului a fost făcută fără licitație, a fost inclusă într-un program al administrației de stat al drumurilor, la o ședință care a fost prezidată tot de un membru al Partidului Liberal. Iată depozitele firmei Lefcons Agro. Deci nu este foarte greu să înțelegi de ce a fost construit acest drum. Eu v-am zis, dacă mergi în localitatea respectivă, dacă discuți cu oamenii, toți spun că transportul aici se duce, la firma respectivă. Deci interesul a fost foarte direct al ministrului transporturilor.
Nu s-a reacționat deloc la, la această investigație. Da, da, nu s-a reacționat, am vrut să zic, organele de drept, Comisia Națională de Integritate, cred că ar fi trebuit, sigur că a reacționat Chirinciuc și ne-a atacat pe noi. Deși în investigația respectivă există toate documentele prezentate, inclusiv de la Camera Înregistrării de Stat, firma este fondată de, de el, dacă, ziceam, mergi în teritoriu și vorbești, vezi interesul pe față pentru acest drum. Au mai fost multe din investigațiile pe care le avem, sunt în mare parte pe situații în care se acordă bani din bugetele publice sau terenuri și care nu sunt de fapt trecute prin licitație. În ultimul timp găsim foarte multe cazuri în care până și iată achiziționarea buletinelor pentru alegeri, acum s-a făcut la fel în afara licitației publice, deși suma este destul de mare. Există multe probleme, există, cum ziceam și la început, foarte multe cazuri. Pe portalul Anticorupție Medie avem rubrica la investigații, puteți găsiți rubrica achiziții publice, unde sunt toate investigațiile și sunt multe în ultimul timp. Eu pot să rog pe colega mea, Natalia Porubin, care coordonează investigațiile jurnalistice, să completeze. Ea cunoaște mult mai bine fiecare detaliu din investigații și problemele cu care s-au confruntat colegii în ultimul timp. Probabil cel mai bine ar fi să citiți aceste materiale. Cu siguranță ele prezintă interes și cu regret în spatele fiecărui titlu de aici de pe site găsim cel puțin 1 milion de lei, fie irosit, fie cheltuit cu anumite interese și în detrimentul cetățenilor. Un material pe care l-am făcut, de exemplu, la Criuleni, un proiect foarte util, început cu ani în urmă, în care autoritățile s-au angajat să construiască o stație de epurare pentru orașul Criuleni și pentru câteva sate din împrejurim. Din păcate, în acest proiect în care s-au investit 30 de milioane de lei, nici până acum încă nu funcționează. A fost procurat utilaj care costă peste 10 milioane de lei și care așa și nu a mai fost instalat, zace în depozitele unui agent economic care a câștigat licitația și paradoxal este că noi, contribuabili, continuăm să plătim în fiecare an 10 de mii de lei pentru păstrarea acestui utilaj, care între timp se învechește moral și fizic și pe care autoritățile nu au garanție că vor putea utiliza deodată, pentru că a trecut și termenul de garanție de la uzina producătoare și există multe alte probleme. Deci, iată, e o situație de felul ăsta, unde nu există soluții prea clare, dar unde statul Republica Moldova a pierdut 30 de milioane de lei. Revin iarăși aici. Tot la Criuleni. Un proiect mai de ochiat, inițiat de autorități încă în anul 2013, a pus pe seama școlilor din raion o datorie de iarăși câteva zeci de milioane de lei. Autoritățile, Consiliul Raional Criuleni s-a gândit să schimbe toate ușile și geamurile la toate școlile din raion. În aparență, un proiect foarte bun, necesar, dar datoriile astea au fost puse pe seama școlilor. S-a mizat că banii vor fi luați treptat dintr-o componentă raională pentru educație și nu știu ce calcul au făcut ei, dar proiectul s-a terminat acum, adică termenul în care școlile trebuia să plătească s-a terminat acum în 2016. Dar un simplu calcul arată că școlile trebuia să aibă la dispoziție cel puțin 10 ani ca să acumuleze bani în această componentă raională, care e vreo 5 milioane pe an și, nu, și trebuie utilizată nu doar pentru aceste geamuri, dar și pentru alte necesități ale școlilor. Acum toate școlile din raionul Criuleni s-au pomenit purtate prin instanța de judecată, unde sunt forțate să întoarcă aceste datorii.
Bani nu există, autoritățile nu au prea multe soluții. Curios este și faptul că această firmă care a câștigat un contract atât de mare a fost fondată cu doar o lună înainte să fie avut loc licitația publică. Deci aici chiar e un caz care probabil trebuie luat și examinat mai atent de autorități. Deja nu mai spunem că multe din aceste uși, aceste geamuri deja sunt uzate, deja creează probleme, mucegăiește acolo. Calitatea e sub nivel. Autoritățile de acolo, de la Criuleni, au spus că au făcut și o expertiză în care o vor prezenta în instanțele de judecată și o să dovedească că lucrările n-au fost făcute la calitatea care era inclusă în caietul de sarcini. Nu știu, să vedem care o să fie finalitatea acestui caz, dar probabil aici trebuie o examinare mai bună din partea autorităților. Parcurile din Bălți, tot o investigație amplă la care am lucrat mai multe luni, iarăși din cauza că nu am avut acces la documente, decât foarte greu, și a fost necesar să facem două solicitări de informații, repetat, pentru că la prima solicitare ni s-a dat o parte din documente, trecându-se cu vederea că noi am mai cerut și altele. Și am solicitat în mod repetat și până la urmă am obținut toate documentele. Ceea ce am constatat noi, că la Bălți, în toate parcurile au apărut astfel de construcții, restaurante, cafenele de lux, unde se joacă nunți, cumetrii, deci spații verzi. Cândva pe aceste locuri erau niște gherete mici pe care patronii de cândva le-au luat în arendă și între timp, prin diferite scheme, au reușit să construiască, uitați-vă ce castele, chiar și o casă am găsit. Există și oameni care au casă în parc, de exemplu. Și situația asta este cam în toate parcurile din orașul Bălți. Interesant este că autoritățile și orașul, municipalitatea, nu câștigă mai mult de câteva mii de lei pe an pentru arenda acestor foste gherete. Pe când ei continuă să plătească pentru foste, pentru da, gherete? Da, pentru acelea micuțe, da. Pentru că arenda îți vine să râzi cât e arenda acolo, câteva mii de lei pe an, când am calculat noi la tot volumul pe care îl ocupie acolo. Iar ei, patronii acestor localuri, probabil au niște venituri fabuloase. Și toate s-au făcut licitație. Da, și toate s-au făcut cum s-au făcut. Iată, o investigație pe care nu stau să vă povestesc până la capăt. E foarte mare. Situația asta este și în Chișinău. Noi investigăm în paralel și în Chișinău. Încă nu am publicat investigația, dar este aceeași situație. La fel, parcurile sunt ciopărțite și la fel există și case de locuit și în parcurile din Chișinău. Da. Multietajate. Noi în această perioadă am realizat cel puțin 15 investigații. Vă invit să le vedeți pe site-ul anticorupție.media, unde publicăm și vom publica și în perioada imediat următoare și alte subiecte foarte interesante. Cam atât. Dacă există întrebări, dacă aveți întrebări putem sau, să răspundem. Nu știu, cazuri interesante de semnalat, noi suntem la dispoziția dumneavoastră. Noi avem și harta corupției pe care unele chiar îndemnăm și reprezentanții organizațiilor neguvernamentale să îndemne la rândul lor cetățenii ca să semnaleze inclusiv cazuri legate de achizițiile publice pe această hartă, pentru că echipa centrului nostru investigează toate cazurile care sunt relevante, sesizate de cetățeni. Deci, iată harta corupției pe care o avem noi și iată aici avem... Oferim posibilitatea cetățenilor, dacă cunosc despre un caz de corupție, abuzuri ale demnitarilor, inclusiv achizițiile publice, contractele pe bani publici, chiar îndemnăm cititorii să fie atenți în localitățile unde ei trăiesc, unde merg poate la ședințele consiliilor locale, ca să fie atenți la anumite, la tot ce ține de banii publici, acolo unde sunt încălcări să semnaleze, pentru că echipa noastră va studia fiecare caz în parte și dacă va fi relevant, noi vom investiga cazul. Avem mai multe cazuri investigate, tocmai bazate pe pornite de la sesizările cetățenilor
Și ziceam și mai înainte că atunci când publicăm o investigație pe o achiziție legată dintr-un sat oarecare, primim câteva la scurt timp sesizări de la cetățeni pe achiziții similare, pe probleme exact similare. Și asta un pic încurajează oamenii, ei văd că noi mergem și descurcăm și achiziții mici din anumite localități și asta încurajează pe oameni și ei declară, sau cel puțin sunt mai atenți la ei în sat, dacă ce se întâmplă cu banii publici sau cum se procedează la achizițiile pe care le desfășoară în satul lor. Așa că noi suntem deschiși, chiar vă rugăm să încurajați oamenii să fie mai atenți, să monitorizeze ce se întâmplă cu banii publici și să semnaleze atunci când apar probleme. Olesea? Da. Mersi tare mult, Cornelia și Natalia, pentru prezentările foarte interesante. Acum aș vrea să deschid panelul pentru întrebări, discuții, comentarii. Să discutăm liber, să vedem care sunt, mai sunt și alte probleme pe care noi n-am reușit să le sesizăm și care ar fi soluțiile la aceste probleme. În mod deosebit, desigur că așteptăm și reacția sau comentariile din partea Agenției Achiziții Publice, inclusiv poate și la, poate dumneavoastră aveți mai multe detalii vis-a-vis de ce a fost adoptat până la urmă în lectură finală în Parlament și alte întrebări care le-am ridicat parcursul prezentării. Puteți veniți aici. Dacă... pur și simplu, sunt microfoanele aici. Veniți aici. Nu pot să fac loc sau... Da? Nu, e ca eu să fac loc. Hai că trec eu așa. Poate există mai multe întrebări și o să răspundeți și la întrebări. Da, bună ziua. Ceea ce ține de modificarea legii, într-adevăr, în sfârșitul lunii septembrie, legea a fost modificată. Din atribuțiile agenției au fost scos controlul ex-ante și la fel înregistrarea contractelor și darelor de seamă. Cu darea de seamă, document public a rămas același? Darea de seamă a rămas, autoritățile contractante, adică oricum va fi adusă la agenție, dar pentru raportare și pentru statistică. Ok, și se înregistrează contractul la agenție? Asta nu rămâne. Asta e scos. Complicat. 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 Și ce facem acum? Până acum, cel puțin agenția mai avea o pârghie de verificare ex-ante, acum rămâne tot la discreția practică a societății civile. Curtea de conturi, în măsura în care reușește să acopere un mic număr de autorități, de celelalte, ați văzut câte probleme am constatat. Cum? Și la fel, curtea de conturi face controlul ex-post. Da. Deci, da, asta deci, zic în general. Deci tot un mecanism de prevenire se primește că nu este. Până la semnarea contractului să fie ex-ante. Acum el va fi exclus. Noi am avut o altă părere. Noi ne-am gândit că nici cum acum tot nu este bine, de motiv că per statistică, de exemplu, noi avem 2 minute jumate pentru a evalua o procedură și o facem artificial, spunem așa. Și noi am avut ideea de a face controlul ex-ante, dar selectiv, în baza metodologiei riscurilor. Da. Deci legislativul a hotărât altfel și asta va fi exclus. Acum noi să facem numai controlul ex-post, ceea ce ține numai de achiziții publice. Curtea de conturi, inspecția financiară, ei fac, adică includ mai multe domenii, și domenii financiar și achiziții publice. Vorbim de curtea de conturi. Și controlul ex-post, cum se va desfășura la dumneavoastră? Până ce legea trebuie să intre în vigoare, încă nu este publicat în monitorul oficial, din septembrie deja a trecut 5 săptămâni, sperăm, poate vinerea asta va fi publicată. Controlul ex-post, noi trebuie să-l elaborăm, adică să vedem cum noi să-l facem și să-l, nu știu, să-l aprobăm prin lege sau prin regulamentul agenției, să vedem. Okay. Deci rămâne un mare, mare vacuum, oarecum, în spațiul ăsta. Acum, miza este cu atât mai mult pe societatea civilă și pe cetățeni care trebuie să urmărească utilizarea banilor publici, însă ne confruntăm cu limitarea accesului la informații de fiecare dată când solicităm informația. Darea de seamă va fi de un mic ajutor, dar foarte mic ajutor, când darea de seamă poți să mai trunchezi niște date, să le mai camuflezi, din păcate nu este foarte...
Ok, da, vis-a-vis părerea noastră, vis-a-vis de deficiențele care le-am constatat în regulament, de exemplu, ce părere aveți? Iată, cu participarea societății civile în grupul de lucru, deci acele documente care, deci cel minimum sau cel puțin, da, documente și cum autoritățile interpretează acest cel puțin și solicită documente adiționale, și referitor la participarea, de exemplu, a doi reprezentanți din partea aceeași organizații în cadrul grupului de lucru, în ce măsură este asta ok sau nu? Eu cred că noi putem să reglementăm aici mai concret, dar nu știu, nu cred că... Noi prin tot o solicitare, cred că de la AGER, dar... Da, a noastră era. Cu cerință de a schimba legea, adică de a schimba legea destul de dificil. Nu, hotărârea de guvern mai degrabă. Mai ușor de făcut asta prin hotărârea de guvern, de specificat mai profund, spunem așa, rolul și să nu apară așa situații. Dar legea de schimbat e mai dificil și nu cred că e cazul pentru... Nu cred că este suficient de fapt hotărârea de guvern de schimbat regulamentul. Asta e mai real și... Se poate doar de eliminat sintagma cel puțin și atunci lista de documente care sunt solicitate devine oarecum exhaustivă. Și nu mai au discreția să mai solicite și alte documente ca la bunul lor plac. Când s-a făcut legea, nimeni nu s-a gândit că vor apărea așa situații. De acord. Și noi am venit cu comentarii la regulament și nici nu ne-am gândit că ar putea să... Și la fel și noi. Legea e nouă pentru toți. Exact. La fel și pentru agenție și pentru operatorii economici și pentru autoritățile contractante. Și la fel și pentru societatea civilă. Dacă sunt întrebări la domnul director... Da. Sunt multe, domnule. Am o asemenea întrebare și propunere, de fapt, și am spus și în raport, pentru că, după mine, prezența noastră în grupul de lucru, încă nu este un mecanism de eficiență. Pentru că lucrurile dubioase, după cum s-au menționat și la Colonița și la OK, încep din perioada semnării contractului. Și mai departe, acolo se vorbește undeva de ascuns la cap, mai știu ce acolo, ca să fiu mai succint. De asta eu am următoarea propunere și vreau să știu care e părerea Agenției Centrului Achiziții Publice. Republica Moldova s-au dat foarte mulți bani pentru guvernare electronică. Deci bani europeni, bani din alt fond și așa mai departe. Colegii mei astăzi au menționat că există pagini web, dar ele sunt goale, la fel și Consiliul Raional este gol. De ce noi nu am introduce în procedura achizițiilor publice camere de monitorizat? Se deschide procedura, se deschid plicurile, deci se semnează contract, se evaluează ofertele, contractele și așa mai departe. Pentru că asemenea experiențe există în unele țări de lume, inclusiv și în Uniunea Europeană, dar în Republica Moldova există o asemenea experiență în procesul de judecat. Și eu cred că el este cât de cât eficient. Una, doi. Deci, eu am zis în cadrul mesei rotund de la Rezina, referitor la drumul, să zicem. De asemenea, există experiență. Spre exemplu, în Cehie, toate drumurile, independență de categorie, au o garanție pe care o suportă cel care construiește acel drum. Nu are dreptul să subcontracteze pe cineva, pentru că se diminuează responsabilitatea. Eu pot să aduc exemplu drumul Orhiei Rezina, care am monitorizat împreună cu CNA. E o istorie foarte lungă. Noi vreo 10 ani sau 12 ani am văzut pentru toată Republica. Eu cred că pricina cea mare este, nu există voință politică, de asta și s-a modificat legea, așa cum spuneți dumneavoastră, și într-un fel Agenția Achiziției Publice, parcă are, dar dumneavoastră nu poți face ceva când se leagă aripile sau mâinile. Deci asta e cam peste tot. Eu pot să aduc mai multe argumente, pentru că astăzi, după acest eveniment, eu merg cu 4 achiziții publice la CNA. Măcar mă bucur că au reacționat la rezoluțiile forurilor acestor sale, unde au participat deci peste 600 de persoane. Pentru că dacă vorbim despre un serviciu public, care este confort, scopul fundamental al achizițiilor publice este să sporească confortul cetățenilor,
Și asta se spunea pe timpul județelor când au fost distruse clădiri. Ne întoarcem la raion, să aducem confort la fiecare poartă și așa mai departe. Dar eu, fiind atunci, el este doamnă la prefectură, deci fiind atunci președintele comisiei județului, a spus că încă e un mecanism de spălare a banilor publici. Mai cât noi putem să tolerăm această situație până la nesfârșit? Eu cred că este timpul societatea civilă, autoritățile și dacă agenția pentru achiziții publice va fi efort sinergetic cu societatea civilă, eu cred că încrederea domniei voastre a instituției va crește, că ea este foarte importantă pentru a asigura achiziții publice durabile, dar asta înseamnă și servicii publice durabile, pentru că doamna Șacova știe că ne-am întâlnat la rotundă, aceste drumuri care azi au arătat, eu am arătat o poză acolo, eu sigur părdeam pește, deci și le-am dat propuneri. Dacă nu puteți și spălați banii și nu puteți să întreține drumurile conform standardelor, dați măcar să creștem pește și populația tot este săracă, pensionari și asta și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, care e întrebarea pentru mine? Da, întrebarea cred că a fost camerele, presupun eu. În privința la camere, la procedura de deschidere a licitațiilor, eu cred că, după cum eu am auzit, Agenția Medicamentelor practică așa lucru. Așa că eu nu știu, dacă mai sunt doritori de a practica așa lucru, nu cred că e o problemă. Sau că colegul meu poate să mai adauge ceva, domnul Gheorghe. Platformă? Multe probleme vor dispărea când vom avea o platformă electronică nouă. Adică noi planificăm să o avem anul viitor. Acum noi se elaborează termen de referință, în curând va fi lansată licitația și unele probleme de transparență vor, și factorul uman va fi exclus. Deci sistemul se va schimba, se va îmbunătăți. Ceea ce ține de drumuri care, cum noi am văzut din investigație, că semnează contractul, dar drumul nu se repară, agenția nu poate monitoriza chiar și asta. Asta trebuie să fie monitorizat de cetățeni care trăiesc în satul dat și să le dea întrebările primarului. Unde sunt banii și de ce drumul nu s-a construit, dar banii s-au cheltuit? Și organele competente trebuie să se sesizeze. Noi nu putem să ducem agenții în fiecare sat să verificăm. Noi să facem asta ex post, dar în măsura posibilităților. Avem și noi resurse umane limitate. Dar aici societatea trebuie să se revolte, eu cred că, în așa cazuri. Continuăm discuția despre electronizarea achizițiilor publice. Da. Un caz concret la Cimișlie, la Consiliul Raional, o licitație publică, trei agenți economici prezintă dosarele respective, plicurile. Se anunță că unul a transmis prin poștă electronică, dar nu funcționează sistemul, nu știu ce, și nu s-au prezentat documentele. Până la urmă, grupul de lucru a luat o decizie, dar fără a se vedea și al patrulea component, al patrulea participant. Care a fost cerință în documentul de licitație? Era permis să depună și în format electronic sau nu pe suport de hârtie? Care e situația? Grupul de lucru trebuie să ia decizii. Deciziile aparține. Corect. Ei poartă răspundere pentru licitație. Da, dar agentul economic care expediază la card electronic putea să atace în judecată decizia. Agentul economic era prezent la deschiderea ofertelor? Ar fi bine să vină și cu oferta pe suport de hârtie, în cazul ăsta. Da, și încă un caz, vă rog să-l comentați tot la Cimișlie, de asta dată la primărie. Când a apărut modificată la lege că reprezentantul societății civile are dreptul să fie în grupul de lucru, domnul primar a acceptat, zice domnul Cimei, că scrieți o cerere, noi vom examina și. Ca după aceea, viceprimarul
responsabilul de finanțe să afirme că nu domnul Cimic, noi vom anunța toate organizațiile guvernamentale să prezinte cereri și noi vom face un concurs al acestor cereri, cine să intre în... Noi n-au drept să facă niciun concurs. În lege e scris expres că reprezentanții societății civile au dreptul să participe în grupuri de lucru. Și asta e tot. Ei n-au drept să... Acolo nu e scris că autoritatea contractantă trebuie să se le aleagă prin concurs. Este adevărat că este o prevedere care zice că dacă se face mai mult decât un anumit număr, se face tragere, extragere la sorți. Este așa ceva. Dar trebuie să se demonstreze întâi că au fost prea multe solicitări. Nu cred că au fost dați buzna cu... Asta a fost un pretext. Să vă excludă din Comisia de Valoare. Da, așa de fapt. Care sau dacă să plăniți un sistem care să lucrurească complet la nivel sistemic CRSAP-ul, atunci apare întrebarea că noi o să dorim să avem un defect care cel puțin la standardele cei mai puțin standarde, Ucraina sau Georgia, atunci apare întrebarea că ele oferă transparență, de exemplu, țările vecine maxim, a noi însă a să pară dilema cu cadrul legislativ normativ care este destul de vag și nu permite, de exemplu, un sistem astfel de sistem informațional să fie publicat exhaustiv toate documentele ce țin de achizițiile publice. Dumneavoastră, dacă lăsați să acum elaborat termenul de referință și o să lăsați publicitatea pentru un astfel de sistem informațional, cadrul normativ și ce facem. Ne-ați lucrat pentru a să scoatem aceste lacune și pentru a maximiza transparența documentului sistem informațional. Paralel cu caietul de sarcini pentru platforma electronică, se elaborează și cadrul normativ. Adică asta să fie făcut paralel. Care va reflecta toate procesele business care vor fi în platforma electronică. Și toată informația va fi transparentă, adică... Da, intervin aici doar pentru o precizare. La un moment dat, cred că era o conferință în luna mai, dacă nu greșesc așa, unde reprezentanții IBRD-ului au zis că susțin acest sistem și că caietul de sarcini va fi gata către toamnă și va fi discutat public, cumva s-au prezentat unui, cel puțin unui cer de subiecte, adică nu știu dacă mai este în vigoare acest lucru, nu știți, va fi prezentat înainte de a fi lansată licitația sau nu? Discutat cu societatea civilă eventual sau... Primul draft deja era prezentat, agenția împreună cu Centrul de Guvernare l-a revizuit, a dat comentarii, acum comentariile au fost acceptate de Everis, firma contractată de BERT pentru elaborarea caietului de sarcini. Acum noi avem a doua variantă, a doilea draft, cum ar fi, și după asta noi putem să-l punem, cred că, pentru consultații. Da, dacă... Agenții sunt, cel puțin din partea mea, o sumedenie de recomandări cum ar fi comod să fie structurată informația la nivelul de tehnologic și informațional pentru a fi ușor de prelucrat atât pentru, presupun, pentru agenții cât și pentru utilizatorii termeni. Așa că noi să fim bucuroși dacă să fie publicat termenii de referință înainte să fie lăsată de citare. Caietul de sarcini are 87 de pagini, așa că și noi vom fi bucuroși să mai avem opinii relevante, competente, să le excludem toate greșelile, așa că noi să-l consultăm. Mihai și avocate. Referitor la camere, deci sunt de acord cu ideea dată, dar ar apărea un risc. Ar da rezultate inițial, o perioadă. Ulterior, deci există riscul că deci, membrii APL-ului, puteți contratanți și mai departe, ar deveni mai versați și ar cizela procedura, adică practic ar evidenta noi schimbi și oricum, adică ar fi mai greu deja cu digital, în primul rând. Eu vreau dacă la arhiva acestor camere să aibă acces nu autorității publice locale, așa ce zice, dar instituții imparțiale, spre exemplu, cum este
și noi pentru standarde, standarde de metrologie și atunci dispare, pentru că iau obligațiile prin lege. Mecanismul eu văd mult. Important este voința și să nu facem achiziții publice la întâlnit noi. Doamna primar, cum fac dumneavoastră așa sunte? Așa mi-a sunat un ministru, un deputat, să selectăm operatorul respectiv. Și atunci lucrurile se dispar. Aici, okay. Ești o constrângere din punct de fiscal la momentul actual, nu cred că asta bugetul nostru național să-și permit la camin de autorități. Facem pietate, nu? Orice, cum este o vorbă rusească, Moscova mi s-a răstroit. Eu am dat propunerea pentru centru, pentru jurnaliști, pentru agent, este. Și este greu, suntem câți bani zonat pentru guvernare electronică? De ce au fost încheiați contracte cu adorbești publici și locale, scrieți în pagini? Cred că în astăzi de nu sunt terminat și au toate mecanismele acolo, de partea departamente și așa mai departe. Eu sunt de întrebare pentru mine, și cred că și toți noi, nu? Păi asta. Cătă? Totuși, mai ales, la început, mai trebuie să ne concentrăm pe autorități publicate care, în general, au cei mai mari omului. Eu sunt acolo, desigur că da, desigur că da. Prin retine, pe urmă, de ce ori dispară singur. Well, I think that I will still speak English if I can ask your help for translation. Good morning to everybody again. My name is Ekaterina Yakovleva and I work in the delegation of the European Union to the Republic of Moldova. Deci, mă numesc Ekaterina Yakovleva și lucrez la delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. And I'm responsible for cooperation in the area of public finance. Și sunt responsabilă pentru departamentul care este făcut un exercit de coordonare a finanțelor publice. Including public procurement. Și de asemenea, achizițiile publice. Well, I would like first of all to thank AJR and the Center for Investigative Journalism for your presentation of today. În primul rând vreau să mulțumesc foarte mult AGR-ului și Centrului de Investigație Jurnalistică pentru prezentarea pe care am făcut-o astăzi. As it was mentioned by Alessia at the beginning, this project is supported by the EU. Și după cum a fost menționat de către Alessia chiar de la începutul acestui eveniment, acest proiect este finanțat, este oferit suportul din partea Uniunii Europene. The European Union is currently working closely with the public authorities of the Republic of Moldova in the area of reforming public procurement. But for us it's also very important to support initiatives of civil society in this area. Deci, reprezentanții Uniunii Europene colaborează cu autoritățile publice din Moldova, în special pentru a întreprinde această reformă, în special cu subiectul achizițiilor publice, dar are nevoie de mijloace de implicare și de susținerea societății civile în acest sens. As a general comment, I would like to say that reforming public procurement is a very difficult task. And public procurement, procurement in different countries in the world, including the EU, is an area which is highly exposed to misuse of public money and corruption. Și vreau să vă spun că, de fapt, dacă este să vorbim despre acest domeniu achizițiilor publice, nu doar aici, ci peste tot, în orice țară a Uniunii Europene, există mari probleme și este o reformă care este foarte greu de întreprins, pentru că în procesul de achiziții publice există mult loc unde se poate ajunge la diferite scheme de corupție. So I think that when we talk about reforming public procurement, we should be aware of the difficulties in this process and we should also keep in mind the timeline, the perspective of this kind of activities. Și atunci când vorbim de o reformă în acest domeniu al achizițiilor publice, trebuie să conștientizăm cât de dificil este acest lucru și, de asemenea, să ținem cont de parametrii temporali, deci cât asta durează în timp. I don't know if
the persons present here today participated in a recent conference which was organized in a collaboration with the European Bank for Reconstruction and Development and the WTO, the World Trade Organization. Și nu știu câți dintre cei prezenți astăzi la acest eveniment au participat și la conferința care a fost organizată în colaborare de către Banca pentru Dezvoltare și Reconstrucție și de către Organizația Mondială a Comerțului. On the accession of Moldova to the so-called WTO government public procurement agreement. Deci nu știu dacă știți că s-a discutat despre această înțelegere, despre accesul Republicii Moldova la acest acord WTO. Yes, World Trade Organization. De acest acord a organizației comerțului internațional. Comerce. Yes, government procurement. Despre procurările guvernului, achizițiile guvernului. At that conference, the Minister of Finance and the Minister of Economy and also the Head of Public Procurement Agency presented the reform plan, which has been recently developed by the authorities. Și respectiv la acea conferință, atât reprezentanții agenției pentru procurări publice, pentru achiziții publice, cât și reprezentanții Ministerului Economiei și Ministerului Finanțelor au vorbit despre acele reforme care urmează să fie întreprinse în domeniul achizițiilor publice. So this reform plan is required by the association agreement between the Republic of Moldova and the Union. Acest plan de reformă a fost una dintre cerințele care este stipulată, care a fost stipulată în acordul de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. And this plan was presented 2 weeks ago in Brussels and will be now discussed within the European Commission and agreed in the EU-Moldova Association Committee. Și respectiv acest plan de reformă a fost cu 2 săptămâni în urmă discutat la Bruxelles și va fi, deci rezultatul va fi informat, despre rezultate va informa Comisia Europeană care răspunde în mijlocii de acest segment pentru Republica Moldova. So this plan includes several components, but let's say the 3 main ones is the legislative approximation with the EU standards in public procurement. Și dacă e să vorbim de acest plan de reformă, el se axează pe 3 direcții, dintre care prima direcție ar fi cea de armonizare a legislației în acest context a Republicii Moldova cu cea a Uniunii Europene. There is a component of institutional reform which concerns the public procurement agency, but also the whole network of contracting authorities. De asemenea, o altă componentă este reforma instituției care răspunde în mijlocit de acest proces, deci instituțiilor responsabile, dar și a părților contractante. Yes, contracting authorities. De autoritățile contractante. And here I would like to mention that in Moldova there is a very high number of public authorities who are entitled to do public procurement. Și de asemenea, în acest context vreau să menționez faptul că în Republica Moldova există foarte multe instituții publice care sunt în drept de a face achiziții publice. According to some estimations, there are more than 4,000. Respectiv există, după estimări făcute de noi, există peste 4.000 de așa fel de entități care pot face achiziții publice. And of course, this is a very high number if you compare even with other countries in the region. The public procurement is organized differently and there are, let's say, institutions responsible for public procurement. Accordingly capacitated to do so and also accordingly monitored. Și respectiv, dacă e să comparăm Republica Moldova cu alte țări din regiune, în Republica Moldova acest număr este extrem de mare. În alte țări, situația diferă. În primul rând, toată procedura decurge altfel și acele instituții care sunt autorizate de a face procurări publice, ele au un compartiment, un departament special care este dedicat anume acelor proceduri, dar și monitorizărilor ulterioare. And here it is important to mention, so here we heard today different cases of
probably a misuse of public funds. But there is also another problem, and this is precisely the lack of technical capacities of people involved in public procurement. Și astăzi am menționat mai multe cazuri de fraudare într-un fel de a procesului de achiziții publice, dar mai există și o altă latură a problemei, și anume de lipsă de capacitate tehnică pentru a evalua aceste propuneri. I would also like to mention one point which is, I think, important and could be useful for you as information. Și aș vrea să menționez un moment care ar putea fi util pentru dumneavoastră la nivel de informații. As it was mentioned, an amendment of the recently adopted law on public procurement is being finalized. După cum s-a menționat anterior, acum suntem în proces de amendare, de modificare a ultimei legi care a intrat în vigoare cu la subiectul achiziții publice. This amendment introduces an independent complaint review body. Și această modificare introduce un organ independent de colectarea plângerilor. Soluționarea contestațiilor? Da, de soluționarea contestațiilor. Mai will be placed under the parliament. Care va fi în subordinea parlamentului. According to the plan of the Ministry of Finance, this institution should be operational by the beginning of next year. Și dacă e să ne orientăm la ce ne promite Ministerul Finanțelor, această instituție ar trebui să fie deja operațională la începutul anului viitor. The board of this body should include representatives nominated by the parliament, but also representatives of business community and civil society. Și ce este important este că organul de conducere a acestei instituții va trebui să aibă reprezentați atât numiți din partea guvernului, cât și din partea mediului de afaceri, dar și din partea societății civile. This institution is a very important body, and the EU has been advocating very strongly over last years for having this institution in Moldova. Această instituție este crucială, deci este de o importanță majoră și Uniunea Europeană de fapt a făcut advocacy pentru a promova existența, instituirea unei astfel de instituții de multe ori pe parcursul ultimilor ani. And this body will basically deal with all kind of complaints related to infringement of the law in public procurement. Această entitate se va ocupa în special de plângerile care vor surveni cu referință la încălcările în întreg procesul de achiziții publice. I would also like to mention that the European Union, but jointly with the EBRD, so European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, have been supporting the public authorities, the Ministry of Finance, Public Procurement Agency, in developing the new legal framework and also formulating the reform plan. Și vreau să vă spun că, de fapt, Uniunea Europeană, în colaborare cu Banca Europeană pentru Dezvoltare, pentru, împreună cu Banca Mondială, au întreprins eforturi comune cu Ministerul Finanțelor, dar și cu reprezentanții Agenției de Achiziții Publice, pentru a crea acest cadru legal, bine spus la punct, și planul de reformă. Since this reform plan will now start to be implemented, it will be of course very important to have an appropriate mechanism for the involvement of civil society for the implementation, but also monitoring of the implementation of this plan. Dacă e să vorbim de acest plan de reformă, bineînțeles că de acum înainte va fi foarte importantă implicarea societății civile, atât în procesele propriu-zise, cât și în procesul ulterior de monitorizare. And before I finish, I just wanted to clarify concerning e-procurement. Și înainte să termin discursul meu, aș vrea să fac unele mici clarificări referitor la e-procurare electronică. So, indeed, the Ministry of Finance and the Public Procurement Agency are currently working with EBRD, European Bank for Reconstruction and Development. Deci, cu adevărat, la moment, Ministerul Finanțelor și cu cei de la Agenția pentru Achiziții Publice lucrează cu Banca Europeană de Dezvoltare și Reconstrucție.
on preparing, and here I stress the word preparing, it is not done yet, the pilots on e-procurement. Pentru a pregăti, și aici am să pun accent anume pe cuvântul a pregăti, pentru că încă nu există, dar va pregăti, vor pregăti împreună un proiect pilot pentru achizițiile publice în acest sens. Which will probably start with the procurement for low value contracts. Și probabil va începe acest proces prin contractele de valoare mică, deci achiziția contractelor, acelor contracte de valoare mică, variante electronice. And the European Union will be providing financial support probably starting from mid-2017 for the rollout of the system. Și deja probabil de la jumătatea anului 2017 Uniunea Europeană va finanța nemijlocit procesul de implementare a acestui sistem. Thank you very much. Vă mulțumesc acum. Mersi tare mult, Katia. Este o perspectivă foarte clară de dezvoltare a sectorului de achiziții. Scopul de termen mediu și lung este vizualizat destul de bine și cred că vom fi majoritatea de acord că este unul bine determinat și spre asta trebuie să tindem inclusiv spre optimizarea autorităților contractante. În același timp, pe parcursul desfășurării acestei reforme, care este într-adevăr una complicată, noi ne vom confrunta cu siguranță cu anumite riscuri. Fiindcă sunt anumite, deci acum observăm, da? Sarcina de analiza contestațiilor a fost luată de la agenție prea devreme. Agenția de soluționare a contestațiilor nu există. Contestațiile soluționează instanța de judecată, care, deci, trăgânează procesul. Controlul ex-ante a fost luat cu totul, deodată. Și nu există un mecanism care să înlocuiască acest control. Deci, sunt anumite chestii, da, în orice proces de reformă există, să spunem așa, găuri negre, da, sau niște domenii problematice, dar aici ne e frică să nu fie prea multe și haideți să lucrăm împreună cât mai mult și cât mai intens, cumva, și autoritățile publice, comunitatea internațională, societatea civilă, ca să putem să evităm pe cât posibil sau să încercăm să ne depășim pe cele care le întâlnim în cale. Dacă mai sunt întrebări, comentarii, sugestii, în caz că nu, vă mulțumim foarte mult încă o dată tuturor că ați venit. Vă așteptăm neapărat și la alte evenimente organizate în cadrul acestui proiect. Mersi tare mult reprezentanților agenției că ați venit și ne-ați clarificat anumite lucruri, anumite întrebări care erau.